Primăvara trebuie să fi fost întotdeauna un anotimp al optimismului, un anotimp al iubirii, un anotimp frumos pe care omul trebuie să-l fie așteptat întotdeauna cu mare drag și să se fi bucurat întotdeauna de venirea lui. Credem că și în satul tradițional, așadar, primăvara trebuie să fi fost un moment tare mult așteptat. Doar că noi, modernii, așteptăm primăvara în mod special pentru vremea bună, ca să ne putem plimba și de ce nu să ne trăim iubirea la cote maxime, pentru că acum sunt marile sărbători ale iubirii. Dar noi, etnologii, credem că pentru satul tradițional, primăvara mai însemna și altceva decât pentru noi, pentru urbani, pentru moderni. Trebuie să fie însemnat cu siguranță ceva legat de agricultură, legat de munca pământului, pentru că noi știm că viața țăranului era indisolubil de legată de munca la câmp. Ori primăvara este debutul tuturor acelor activități agricole și puțin mai târziu și pastorale, desigur. Așadar, cred că primăvara pentru satul tradițional românesc avea o importanță cu totul și cu totul aparte. Și când spun acest lucru, mă gândesc în mod special la toate aceste componente meteorologice pe care le are acest început de an marcat de primăvară. Și dacă facem un pas în urmă, sigur că ne reamintim că de bobotează se făcea acel calendar de ceapă care, în funcție de apa pe care o colecta fiecare dintre frunzele de ceapă, putea să denumească lunile ploioase sau lunile secetoase. Și cred că țăranii din satul tradițional erau tare, tare bucuroși să știe că vor avea timp prielnic aratului și semănatului primăvara. Meteorologia, așadar, avea o importanță deosebită în satul tradițional și luna martie era după aceea marcată, tot așa, de niște practici divinatorii meteorologice, adică de ghicirea timpului probabil. Și mă refer aici în mod special la acel segment temporal pe care noi îl numim acum babele. Primele zile din martie erau zilele babelor și sigur că și noi moderni știm acum că dacă ne alegem baba, putem să ne ghicim după aceea toată vremea din perioada imediat următoare, știm cum o să ne meargă tot anul. Nu despre asta vroiam însă să vorbesc acum, ci despre background-ul cultural, mentalitar, tradițional al acestei practici. Pentru țăranul din satul tradițional, această perioadă de trecere de la anotimpul urât al iernii la anotimpul frumos al primăverii și verii, de la întunericul, seceta și, eu știu, deprimarea chiar iernii până către primăvara cea exuberantă, veselă și luminoasă, era o perioadă de prag, dar mai versatil puțin, în care se puteau petrece tot felul de lucruri. Pentru că în mentalitatea țăranului din satul tradițional, orice trecere presupune o perioadă în care se pot întâmpla lucruri nemai auzite și nemai văzute. Magia înflorește în astfel de perioade și în satul tradițional asistăm la tot felul de practici din acestea care încearcă să pună ordine într-un oarecare haos presupus de trecere, de orice trecere între două lumi, în așa fel încât să se instituie ordinea, liniștea, echilibrul, armonia, adică acele stări care sunt specifice satului tradițional. De aceea, acum este momentul, în prag de primăvară, să avem o perioadă temporală acoperită de babe și de babadochia, de ce nu, de mărțișorul acela de dinainte, în care să putem încă să mai ne decidem asupra vremii pe care o va iniția acest început de an. Așadar, e perioada babelor cu toată această poveste pe care noi o cunoaștem foarte bine. Acum este momentul în care în multe dintre zonele țării se vorbește despre babadochia. Am întâlnit și însălaș câteva informații, chiar dacă mult mai puțină decât în restul țării, despre ijdotea, despre un fel de babadochia care încuie anotimpul urât al iernii, anotimpul întunecat și îl deschide pe cel frumos și care, odată cu moartea ei, pentru că, iată, ea întruchipează oarecum timpul gata bătrâne, ea este baba dochia, timpul a îmbătrânit și odată cu moartea ei, cum spuneam, se asigură acele condiții
cu care sau în care, în mentalitatea tradițională, timpul să poată renaște, timpul să o ia de la zero, timpul să fie măsurat altfel și vitalitatea primăverii să ne ducă după aceea la elemente de tinerețe și de fertilitate. Așa putem explica că odată cu moartea babei, Dochia, asistăm la nașterea unui alt personaj la care ne raportăm atât de des în ultimii ani, și anume Dragobete, care se spune că ar fi fiul sau, după unele povești, nepotul babei Dochia, nu? Și care este un soi de eros, un soi de patron al amorezilor pentru ceea ce s-a numit perioada tradițională a satului românesc. Dragobete este un început de calendar plin de exuberanță, plin de fertilitate, plin de vivacitate, care, așa cum spuneam, patronează oarecum iubirea. Acum câteva cuvinte despre Dragobete, despre acel Dragobete pe care îl pomenim atât de des în ultima vreme și care pentru satele selejene este cam străin, cum este de fapt străin pentru multe dintre satele din Transilvania. Dar vorbim despre Dragobete atunci când vorbim despre un început al calendarului, un calendar care personifică timpul și după ce Dragobete cel tânăr mai îmbătrânește puțin, dar ajunge să fie Sfântul Gheorghe, tot acel voinic tânăr care se luptă cu balaurul, după aceea îl îmbătrânește încet încet și vom ajunge la toți acei sfinți maturi din calendar, chiar și din calendarul creștin, pentru ca el să îmbătrânească spre sfârșitul anului și să se transforme într-o serie de moși, de Moș Ajun, de Moș Crăciun, înainte de Moș Nicolae și de Moș Andrei, și iată să ajungă până la baba Dochia de început de an, care, încă o dată spun, ajungem să rotim totul și să ajungem într-un sens de spirală, moare ca să poată renaște prin acest zeu al fertilității care este Dragobete. Ne raportăm des, cum spuneam, la Dragobete și într-un soi de contracarare a zilei de Valentine's, de Valentine's Day, cum se numește acum, sau ziua Sfântului Valentin, care se încearcă tocmai prin această nouă denumire de ziua Sfântului Valentin, să îi se găsească un fundal hagiografic, adică să compunem această sărbătoare ca și cum ea ar fi cu adevărat sărbătoarea unui mare sfânt creștin și să-i dăm astfel un soi de legitimitate. Dar sigur că noi etnologii trebuie să spunem răspicat că sărbătoarea Sfântului Valentin nu este deloc specifică contextului cultural românesc, este o sărbătoare importată, este o sărbătoare adusă pe un soi de filieră a globalizării, a europenizării, a McDonaldizării, cum se numește acest curent în antropologia culturală. Este o sărbătoare pe care am importat-o pentru că este interesantă, pentru că este ofertantă, cum se spune astăzi, și pentru că ea permite o marketizare excesivă. Acum se cumpără și se vinde totul de dragul iubirii, pentru că iubirea, nu-i așa, niciodată nu are preț, și pentru că ea aduce niște beneficii economice și financiare dublate de un advertising foarte agresiv, nu am importat această sărbătoare, care iată devine din ce în ce mai penetrantă și mai importantă și pentru spațiul cultural românesc. Și atunci, dintr-o tendință de a contracara o astfel de globalizare excesivă a culturii, am reinventat, am reinițiat și am refundamentat, am resemantizat sărbătoarea de Dragobete, care sigur în anumite zone ale țării a existat și în satul tradițional, dar cum spuneam, în altele, printre care și satele selejene, nu a existat sub această formă. Așadar, noi etnologii suntem puși în ultima vreme în fața unei mari dileme, a unei întrebări la care nu întotdeauna găsim răspunsul cel mai potrivit, care să mai fie și pe placul tuturor. Oare ce este mai bine? Să lăsăm să se importe sărbători și să se aducă în context cultural românesc sărbători care sunt total străine nouă, cum este cea de Sfântul Valentin? Sau să reinventăm și să dăm dimensiuni mult, mult prea mari unei sărbători care, cu siguranță, în contextul cultural românesc, nu a fost chiar atât de importantă și mai ales nu a fost generală și universală, așa cum încercăm noi să o vindem astăzi.
Nu știm care este răspunsul exact. Eu cred că niciuna dintre cele două sărbători nu trebuie valorizate atât de mult cum o facem acum, dar sigur că în fața valului economic și financiar, sigur că noi etnologii nu avem decât un cuvânt mult prea mic de spus. Ceea ce trebuie să spunem însă răspicat este dimensiunea acestor sărbători și tot acest context pe care am încercat să îl creionez acum. Sigur că dragobetele însă, dincolo de tot ce am spus până acum, inițiază un tipar al iubirii, însă totuși specific contextului cultural tradițional românesc. Adică se vorbește aici despre un dragobete care este cap de primăvară, așa se mai numește, și care ne arată încă o dată importanța acestui segment temporal al primăverii. Iată, dragobetele cap de primăvară este cel care oarecum deschide porțile către primăvară, către anotimpul frumos și, de ce nu, către iubire. Pentru că dacă nu putem spune și nu putem vorbi despre o sărbătoare a dragobetelui în satele sălăjene, cu certitudine putem să spunem că undeva, într-un trecut mai mult sau mai aproape de noi, trebuie să fie existat o sărbătoare sau mai multe sărbători, poate, care să celebreze primăvara. Că ele nu s-au numit neapărat dragobete, este o cu totul altă poveste. Dar această sărbătoare de dragobete se înscrie, cum spun, într-un ciclu de sărbători care cu certitudine au marcat venirea primăverii. Nu numai atât, dar știm că dragobete marchează, de fapt, începutul împerecherii păsărilor și de aceea este atât de important, pentru că în mentalitatea țăranului român, această formare a perechii în cazul păsărilor se suprapunea peste o dorință a formării perechii și în lumea satului tradițional. Acum era momentul în care fetele puteau să zâmbească feciorilor, iar feciorii puteau să culeagă câte un buchețel de flori fetelor, declarându-le dragostea. Dar este un alt soi de dragoste în satul tradițional marcat de această sărbătoare a dragobetelui decât acea dragoste care este declamată astăzi în mediile urbane, mai ales de sărbătoarea Sfântului Valentin. Nu? Pentru că știm cu toții că de Sfântul Valentin putem să încheiem căsătorii de probă, de exemplu, căsătorii care să dureze o singură zi. Putem să încheiem sărbători cu declarații mari de dragoste, eu știu, în tramvai, în tren sau pe plajă sau în fața unor statui sau în fața ansamblului lui Brâncuș sau în tot felul de alte contexte. S-a făcut chiar un registru matrimonial pe muntele Găina de Sfântul Valentin care să înregistreze căsătoriile de o zi. Așadar, tot ce facem noi moderni de Sfântul Valentin este să mimăm dragostea și să mimăm căsătoria. Ori lucrurile acestea, în satul tradițional românesc, erau mult, mult mai importante. O iubire declarată într-un sat de țărani adevărați, veritabili, cu ocazia sărbătorii de dragobete, era ca un soi de legământ erotic, era ca un soi de logodnă, am putea să o numim, o promisiune fermă de căsătorie. Nimic nu era lăsat la voia întâmplării și nimic nu era luat în derâdere în satul tradițional românesc. Tocmai de aceea, în acest moment, nu se lucra, era un moment de respiro de care și țăranii aveau nevoie pentru că ei deja au aranjat câmpul, au pregătit câmpul pentru muncile de primăvară și deja erau obosiți mult dintre ei de munca fizică și aveau nevoie de acest repaus frumos marcat de sărbătoarea de dragobete. Deci era un moment serios de întrerupere a muncii, tocmai ca să îi se acorde importanța cuvenită. Și era un moment care niciodată nu era luat în derâdere. Era un moment în care dragostea putea fi declarată și se puteau performa tot felul de ritualuri. Erau și anumite interdicții. De exemplu, acum nu se tăiau păsări de curte în multe dintre satele din România, satele românești, este destul de greu să spunem de fapt România, în satele acoperite de acest areal cultural românesc, pentru că se considera că dacă sacrifici un membru al unui cuplu de păsări, al unei perechi de păsări, s-ar putea să ai ghinion de cuplu toată viața după aceea.
Tot acum era unul dintre momentele în care se performau tot felul de ritualuri și de ceremonialuri de dragoste, de iubire. Oferirea unui buchet de flori unei fete, așa cum spuneam, putea să fie o promisiune cât se poate de fermă. Tot acum era momentul în care fetele, într-un demers din acesta de cosmetică magică, am putea să-i spunem, culegeau ultimele petice de zăpadă, pentru că se considera că aceea era zăpada zânelor, așa cum spun, ultimele rămășițe de zăpadă, pentru că deja venea primăvara și zăpada era din ce în ce mai rară, și se spălau cu apa rezultată din acea zăpadă a zânelor, existând varianta că fetele vor fi tot mai frumoase atunci când se spală cu o astfel de apă provenită din zăpada zânelor. De altfel, nu trebuie să credem că cochetăria pe care o încercăm noi, fetele din ziua de astăzi, e specifică doar modernității. Întotdeauna femeile au fost foarte cochete, chiar și în satul tradițional. Și când spun acest lucru, încerc să leg aceste practici cosmetice și erotice marcate de împrejurările sărbătorii de dragobete cu mărțișorul. Acel mărțișor pe care noi îl sărbătorim astăzi cu totul și cu totul altfel. Noi suntem obișnuite să primim acele mici obiecte legate cu un șnur roșu și alb sau să primim inimioare roșii sau roz sau tot felul de gadgeturi micuțe, nu, de mărțișor care să ne facă frumoasă primăvara. Inițial, în satul tradițional românesc, mărțișorul avea cu totul și cu totul alte conotații. În primul rând, nu era atât de elaborat, ci erau răsucite doar două fire, unul alb, unul roșu, fire de lână de obicei, exploatându-se foarte mult valențele purității albului cu eroticul roșu, nu-i așa? Iar acestea fie se legau în jurul mâinii ca o brățară, în așa fel încât să poarte noroc tot anul, fie acest mărțișor dintr-un fir dublu alb și roșu era legat de creanga unui pom roditor. De ce de creanga unui pom roditor? Pentru că exista această mentalitate că fetele care execută acest ritual vor avea aceeași fertilitate cu a pomului roditor de care leagă firele roșu și alb. Spre deosebire, de exemplu, spun eu acum în paranteză, de ritualul cămășii ciumii, cămașa ciumii era dusă între hotare și era lăsată în crengile unui pom neroditor, pentru ca la fel ca pomul neroditor, neroditoare să fie și ciuma, adică să moară. Deci, iată, jocurile mentalității erau unele extrem de fine, dar ele ne par nouă modernilor extrem de logice până la urmă. De aceea era exploatată această valență a pomului roditor. Mai mult decât atât, fetele lăsau astfel de fire între crengile unui ruguț, ale unui măceș sălbatic. De ce? Pentru ca fetele să aibă tenul la fel de frumos, de roz, pal către alb, așa cum au și florile unui măceș din hotarul satului. Pentru că, am mai spus eu asta și cu alte ocazii, se valoriza în mod special în cazul fetelor din satul tradițional tenul alb și roz, un ten deschis la culoare, în opoziție cu fața arsă de soare pe care fetele sărace o aveau în lumea satului tradițional, pentru că săracele de ele lucrau tot timpul anului în soare și sigur că era foarte ușor să-ți găsești o fată cu un ten închis la culoare bine bronzat, dar era foarte greu să găsești una cu tenul roz sau alb ca laptele, în ciuda soarelui pe care lucrau săracele de ele de dimineața până seara. Iată ceva ceea ce noi, femeile din modernitate, valorizăm exact invers, pentru că noi ne dorim să fim foarte bronzate, spre deosebire de fetele din satul tradițional. Așadar, alte valențe ale mărțișorului decât cele pe care le acordăm noi astăzi în contemporaneitate. Mai mult decât atât, mărțișorul consta de multe ori într-un mic bănuț de argint pe care tot așa fetele îl prindeau la mână sub formă de brățară, iar valențele argintului, cel care este curat
și atât de luminat, luminos, cum mi se spune, în descântecele tradiționale de boală, unde iarăși este valorizat foarte bine tot argintul. Deci, luminozitatea și curățenia argintului ar fi trebuit ca ritual să se repercuteze asupra fetelor, cele care purtau mărțișorul de argint. Am încercat prin tot acest excurs în ceea ce înseamnă sărbătorile de primăvară cu tot background-ul lor cultural, să sugerez faptul că nimic nu era lăsat la voia întâmplării în satul tradițional și că tot ceea ce nouă modernilor ni se pare uneori, poate nu chiar absurd, dar în orice caz cu multe semne de întrebare, de fapt poate să fie explicat foarte logic, pentru că nimic nu era lăsat, cum spun, la voia întâmplării în satul tradițional. Iar noi moderni nu trebuie decât să valorificăm foarte bine tot acest cadru pe care îl avem în satul tradițional și este rolul nostru al etnologilor să atragem atenția și asupra derapajelor, dar și asupra corectitudinii preluării unora dintre toate faptele culturale pe care noi le regăsim în satul tradițional și pe care noi, cu mai multă sau mai puțină exactitate, le transferăm asupra comunității moderne. Într-un cuvânt, ar trebui să spunem că primăvara era un anotimp foarte important pentru satul tradițional și că dacă noi modernii valorizăm în mod special latura erotică, latura luminoasă, latura sărbătorească de fertilitate și de virilitate, de ce nu, pe care o acordau și oamenii din satul tradițional primăverii, uităm de multe ori că primăvara pentru țărani și pentru satul țăranului autentic însemna debutul muncilor agricole, debutul muncilor la câmp și era cu siguranță mult mai importantă decât este pentru noi astăzi. Pentru că nu trebuie să uităm că primăvara debutau muncile la câmp, mai ales aratul câmpului și noi știm că primul gospodar care ieșea la arat era după aceea foarte bine valorizat în lumea satului, începea după aceea semănatul cu alte, dublat de alte practici rituale, astfel încât semănatului să-i fie conferită fertilitatea și vitalitatea necesară, în așa fel încât roadele pământului să fie cele atât de așteptate de țăran, pentru că depindea de munca câmpului, nu-i așa, astfel încât primăvara avea niște conotații mult, mult mai largi decât în modernitate. Și mi-aș permite să închei oarecum zâmbind, dacă noi moderni ne imaginăm că suntem cei care putem să receptăm cel mai bine vremea și anotimpurile și sărbătoarea și să le semantizăm așa cum trebuie, eu cred că ar trebui să fim puțin mai moderați în gândurile noastre și să dăm întâietate țăranului, acelui țăran smart despre care îmi face mie plăcere să vorbesc atât de mult, pentru că țăranul știa să valorizeze atât de bine și primăvara, și sărbătoarea, și iubirea, și tradițiile, toate într-un conglomerat atât de armonios puse la oaltă, încât cred eu că noi, modernii, mai avem încă mult de învățat de la țăranul satului autentic.